Municipal, spuneam la față pe dimineață, nu mă dau înapoi, nu mă duc înainte. Eu nu vreau să cred la cineva din disconfort. Știu că aici se practică, am trăit atâta în biserica aceasta cu programare și am vrut să prind pe cineva într-o situație, ca faptul că am înțeles să mă folosească și pe mine la un cuvânt de îndemnare, de predică și vreau să stau în mâna Duhului Sfânt și dacă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu vrea să se folosească de mine cu ceva care să fie de folos bisericii, eu mă rog să o facă. Rugați-vă și dumneavoastră. Avem înaintea noastră un cuvânt despre o femeie. Foarte interesant că am mai găsit în Biblie exemple de oameni pe care Domnul Hristos îi scoate înainte, de la care să învățăm ceva. În viața asta, oamenii sunt învățați să învețe de la somități, de la oamenii mari, de la celebrități, de la, așa zis, și oameni care sunt formatori de opinie, de la oamenii care au reușit în viață, de la cei care s-au ajuns, care au făcut bani, care au ajuns pe o poziție înaltă, socială, care au ajuns vedete, sau știu eu. Cam de la ăștia vreau oamenii să învețe ceva. Mi-aduc aminte că, la un moment dat, o mamă se râia cu copilul ei să învețe. Și tot, bă, chiar dacă amă, trebuie să faci carte, trebuie să înveți, trebuie să... La un moment dat, ce are Domnul Sotului? Spune și tu să învețe, că eu nu mai răzgăs cu el. Lasă, dă-i pace, meargă afară să joace fotbal. Fotbaliștii ajung mai sus decât oamenii de știință. Mai cu bani, mai reușiți în viață. Astea sunt modelele pe care societatea le prezintă astăzi. Domnul Hristos însă are un alt stil. El vorbește de lucrurile profunde, de lucrurile adânci, de lucrurile care cu adevărat contează. Și eu cred că pentru noi toți care suntem într-o adunare creștină, contează veșnicia, viața cu Dumnezeu, cu Domnul Iisus în Împărăția Lui Slăvită. Amin? Amin. Așa să ne ajute Domnul Iisus, așa să înțelegem și așa să trăim. Spune cuvântul că s-a uitat Domnul Hristos, care stătea în fața visteriei templului, cum oamenii aruncau acolo bani în visterie. Mulți erau bogați și aruncau mult. A venit o văduvă săracă și a aruncat doi bănuți care fac un borogan, deci ceva foarte puțin. Și Domnul Hristos i-a chemat pe ucenicii săi și le-a spus: adevărat vă spun că această văduvă săracă a dat mai mult decât toți cei ce au aruncat în visterie, căci toți ceilalți au aruncat din prisosul lor, dar ea din sărăcie a aruncat tot ce avea, tot ce mai rămăsese ca să trăiască. Tot ce ar fi putut să-i ușureze viața aici pe pământ, a dat pentru Dumnezeu. Nu o să vorbesc foarte mult de văduva aceasta, dar am înțeles un principiu de aici. Sunt oameni care pun totul pentru Dumnezeu. Și Domnul Hristos se apreciază în mod deosebit pe aceștia. La un moment dat, cu ani în urmă, mai citeam câte o știre politică, mai mă interesa cum decurg lucrurile în România. Și a fost o campanie electorală pentru un președinte care, mă rog, nu vorbesc despre el cu bune, cu rele, a făcut și lucruri bune și mai puțin bune, dar și-a ales un slogan de campanie, de campanie electorală. Sau un dicton, sau nu știu cum să-l numesc. Slogan, probabil că îi spune. Sloganul lui era acesta: pun totul pe o singură carte. Și venea cu Constituția României. Pun totul pe o singură carte. Mă uit la noi care suntem astăzi aici în casa lui Dumnezeu și tare ar fi bine și ar fi pentru noi și pentru copiii noștri să avem sloganul acesta, să punem și noi, dar nu numai să zicem, chiar să facem, să punem totul pe o singură carte, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Amin. Spune la un moment dat Apostolul Pavel despre cartea aceasta. Și atunci nu era de fapt Noul Testament, era numai Vechiul Testament, dar acest Vechiul Testament numite pe vremea aceea Scripturile, și unii nu le mai bagă în seamă, dar Apostolul Pavel zice că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Toată Scriptura este insuflată de Duhul lui Dumnezeu.
Toată Scriptura. Adică dacă punem totul pe cartea aceasta, undeva ne apropiem de femeia aceasta care tot ce a avut a dat pentru Dumnezeu. Știți ce vreau să înțelegem? Și nu o să fiu foarte mâine vorbire, pentru că vreau să împart timpul cu fratele Mircea și cu ce mai este de făcut în adunare. Vreau să ne formăm un principiu de viață, dacă suntem creștini adevărați. Să ne debarasăm de inima aia împărțită. Știți că există o inimă împărțită? La un moment dat, Iacob vorbește creștinilor, pentru că epistole pe care toți apostolii le-au scris, au fost cu pregătire scrise creștinilor, oamenilor care deja aveau legătură cu biserica. Și Iacob, în capitolul 4, spune aici în cuvânt: apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Versetul 8. Curățiți-vă mâinile, păcătoșilor, curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită. Știți ce înseamnă să fii cu inima împărțită? Probabil că bogații aceia care au dat mult la templu, dar nu tot, aveau inima împărțită. Ar fi vrut și cu Dumnezeu, ar fi vrut și să se bucure de averile care le aveau, ar fi vrut și să fie bine văzut de oameni, pentru că era vizibil, dacă Domnul Hristos a văzut că au dat mult, probabil că vedeau și alții. Și unii chiar își anunțau milostenile cu zile înainte. Și cum se practică și acum, știu eu, stilul ăsta de a face bine numai cu camerele pe tine. Și apoi pe YouTube să te vadă toată lumea. Că ai fost, că ai dat, că ai dăruit, că ai lucrat. Și dacă nu se vede, nici nu când, dacă nu mă pune cineva pe YouTube, nici nu predic. Dacă nu mi-i spuse predicile acolo, să mă vadă toată lumea. Ei, femeia aceasta a făcut ceva ce poate să rămâne ca un principiu. Pentru Dumnezeu trebuie să pui totul. Sigur, a fost un om și exemplul acela interlocuent în Biblie, care s-a dus la Domnul Hristos și a zis: vreau să mă ordonez și eu viața veșnică. Cum să fac să mă ordonez? Ce trebuie să fac? Și când Domnul Hristos îi vorbește de legea morală lui Dumnezeu, de poruncile date de Dumnezeu prin Moise, el spune: asta le-am găsit din tinerețe. Chiar și aia se iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Când i-a spus să vândă tot ce are, se vede că la porunca aceasta a fost coligentă, n-a fost în stare. A plecat într-un sat care avea multe bogății. Spune Biblia acolo că Domnul Hristos a iubit mult pe acel tânăr. A fost aproape de împărăție, dar n-a intrat în împărăție, că n-a fost gata să pune tot, să vede tot. Vreau să răspund, s-a citit și joi seara, am fost și joi seara aici, când mă lucrez aici în zonă, îmi place să vin la adunare, să nu stau degeaba. Și joi seara era ceva asemănător, în aceeași direcție. Cuvântul spus de Domnul Hristos ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se repede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde, dar oricine va pierde, își va pierde viața pentru mine, va câștiga. În altă împrejurare, Domnul Hristos spune: dacă iubește cineva mamă, tată, nevastă, case, holde, copii, mai mult decât pe mine, nu-i vrednic de mine. E foarte tare cuvântul acesta. Și auzi câteodată că se predică așa o evanghelie de-asta călăduță și zice: Dom'le, noi de fapt trebuie să credem în Domnul Iisus Hristos. N-avem nimic cu Vechiul Testament. Pavel a spus foarte clar că nu putem să fim mântuiți prin fapte decât prin credință. Și cu asta am terminat. Cineva m-a atacat foarte tare pentru o predică pusă de cineva pe YouTube pentru varianta asta, că am spus că mai trebuie să dovedești cu ceva credința. Și m-am gândit foarte mult la lucrurile astea, am citit ce spune Pavel și vreau să vă spun ceva din Galateni. Are o dispută Pavel cu Petru la un moment dat. Cu toate că s-a dus la Ierusalim, s-a confruntat cu Petru, cu Ioan și cu Iacob, a vrut să vadă dacă ei n-au primit cumva altceva decât știa el de la Domnul Hristos. El a primit Evanghelia prin descoperire dumnezeiască și s-a dus la Ierusalim, s-a întâlnit cu aceștia și aceștia nu i-au adus nimic, nu i-au spus că nu au primit bine credința, nu i-au spus să predice altfel, nu mai i-au spus să duc aminte de sărași. A zis Pavel: chiar așa am și căutat să fac. Dar, zice Apostolul Pavel: dar când a venit Chifa în Antiohia, i-am stătut împotrivă în față, că era de osândit. În adevăr,
Înainte de venirea unora de la Iacob, el mânca împreună cu neamurile. Dar când au venit, ei s-a ferit și a stat deoparte de teama celor tăiați împrejur. Și spune el, Pavel, chiar și Barnaba a fost prins în lanțul fățărniciei lor și au avut primul schimb de vorbe. I-au mustrat în fața tuturor. Și zice Pavel aceste cuvinte lui Chifa. Dacă tu care ești iudeu, trăiești ca neamurile și nu ca iudeii, cum sirește neamuri să trăiască în felul iudeilor? În ce fel oare Petru îi siria pe neamuri să trăiască în felul iudeilor? Oare îi punea să se taie între dur? Oare îi punea să nu facă foc sâmbătă în casele lor? În ce fel? Eu cred că e vorba despre legea morală pe care evreii o aveau. Că zice Pavel mai departe, noi suntem iudei din fire, iar nu păcători dintre neamuri. Adică poporul evreu care a primit de la Dumnezeu o lege morală, nu legea ceremonială a jertfelor, nu de asta vorbim, ei știau să facă deosebirea între bine și rău. Că îl învăța legea. Așa zice Pavel în Romani, tu care ești iudeu, care te lauzi și știi să faci deosebirea, că te vață legea, dar nu vine și te vață legea. Și spune el, Pavel, la Petru, noi suntem iudei din fire, iar nu păcători dintre neamuri. Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotire prin lipii faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos, am crezut și noi în Hristos Iisus, ca să fim socotiți neprioniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii. Pentru că nimeni nu va fi socotit neprionit prin faptele legii. Dar urmează ceva foarte important, la care și noi, frații pentecostali, ar trebui să luăm aminte. Dar dacă în timp ce căutăm să fim socotiți neprioniți în Hristos și noi înșine ne-am fi găsiți ca păcătoși, dacă în timp ce am vrea să fim, să căutăm să fim socotiți neprioniți în Hristos, dar am fi găsiți în noi înșine ca păcătoși, spune Pavel, este oare Hristos un sustor al păcatului? Nici de cum. Căci dacă zidesc iarăși lucrurile pe care le-am stricat, mă arăt ca un călcător de lege. Aici este o taină mare. Ce lucruri au stricat evreii? Noi știm și foarte pe scurt vă spun, Dumnezeu când a creat pe omul a chemat de săvârșit. În grădina Edenului a așezat acolo prima pereche într-o formă desăvârșită, fără păcat. A venit căderea aceea despre care toți știm, și omul a fost izgonit din rai, a fost scos afară din rai. Ei, după potop, cu toate că în rai acolo, n-aveau voie să mănânce carne, n-aveau voie să facă anumite lucruri. Ei erau desăvârșiți. După potop, Dumnezeu dă o dezlegare pentru oameni. Încep să mănânce tot ce se găsea. Absolut fără nicio problemă. Și nu vreau să vorbesc aici despre alimentația evreilor. Dar vine, vreau să vă spun doar că atunci când Dumnezeu alege pe Avram, când alege poporul acesta, când îl pune să ducă mărturia despre Dumnezeu la toate neamurile, de legi deosebite, porunci deosebite, ca să-L proclame pe Dumnezeu înaintea popoarelor, să fie un semn pentru popoare, pentru neamuri, poporul acesta primește o lege, legea morală. Începe să strice anumite lucruri care le-au făcut înainte. Începe să le strice, chiar și cu, știu eu, felul de alimentație, cu felul de îmbrăcăminte. În poporul evreu erau reguli stricte. Și încep ei să înțeleagă ce înseamnă să minți, să furi, să poftești nevasta vecinului. La neamuri erau păcate grosolane. Poporul evreu se delimitează de acestea, le strică. Pavel zice, noi suntem socotiți neprihăniți prin credință. Dar dacă încep iar eu ca evreu să zidesc lucrurile pe care le-am stricat, de știu eu câte sute de ani, de când a dat Dumnezeu legea, mă arăt ca un călcător de lege, mă despart de Hristos. Și el spune în Galateni concluzia lui. Adică principiul acela spus și despre femeia aceasta, care a dat tot ce a avut pentru Hristos. Căci eu prin lege am murit față de lege ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Imaginează-ți ce înseamnă să trăiască Hristos în tine. Cu adevărat! Să fie așa cum scrie aici. Cum a înțeles Pavel. El i-a socotit neprionit prin credință în Domnul Iisus Hristos, dar nu mai zidește lucrurile pe care le-a dărâmat, pe care le-a lăsat, pe care le-a părăsit, și, din potrivă, merespre starea aceea desăvârșită pe care într-o zi Dumnezeu va așeza inclusiv pe pământul acesta în mii de ani și apoi în împărăția lui glorioasă și veșnică.
Preubiți mei frați, noi toți am stricat ceva când ne-am întors la Domnul Iisus Hristos. E adevărat sau nu? Eu cunosc mulți frați și multe surori. Și știu despre unii dintre ei ce râvnă, ce dorință, ce dăruire au avut la începutul credinței creștine. Există acel cuvânt care spune acolo, dragostea din tâi. În Cartea Apocalipsii se vorbește despre asta. Dragostea din tâi. Adu-ți aminte, dar de unde ai căzut. Întoarce-te la faptele tale din tâi. Ce fapte din tâi avea biserica din Efes? Eu consider biserica din timpul vieții apostolilor. Era o inimă, era un cuget. Erau împreună în același loc, spunea fratele Iosif, că au început să aglomereze biserica, că și-au gădat frații concediile, vacanțele. Imaginați-vă că pe vremea, când eram eu așa copilaș, n-am auzit despre creștini ca o vacanță. N-am auzit. De oameni nu am auzit. Cum adică vacanță? N-ai voie să duci undeva și te relaxezi puțin? Sigur că ai voie, dar n-am înțeles că ai vacanță să nu mai mergi la biserică. Să nu mai slujești pe Dumnezeu. Să las cum o zis unul care l-a supărat. Un frate de-a lui de credință și o zis, ai noroc că-s pocăit, dar să nu mă fac să las 5 minute pocăința deoparte, că-ți arătă ție. Adică să poate și așa, pentru o vreme, să lași pocăința deoparte, să te duci în vacanță. Acum e un meci important de fotbal și nu mă mai gândesc la lucrarea Duhului Sfânt, la Dumnezeu, 10 minute, o jumătate de oră, 2 ore, îți concentrat aici. Câteodată mai și strângi pe nevastă când o tulbura intrând în cameră unde tu te uiți la meci. Aia înseamnă vacanță de la pocăință. Când ai principiul acesta în viață, Domnul Hristos a dat totul pentru tine. A dat totul. Dumnezeu a dat totul. Și omul mai scump în cer. Și vrea să ducă în împărăția lui slăvită oameni deosebiți. Vreau să vă spun ceva, un gând care l-am de multă vreme. Am găsit scris aici în Biblie, în Cartea Apocalipsii, la un moment dat, când îi se recunoaște meritul Domnului Iisus Hristos, care a fost în stare să facă o lucrare pe care nu a făcut-o nimeni, și atunci când vine înaintea celui ce se dea pe tron și ia cartea din mână și îi rupe pe cețile, ființele din cer, spune Biblia că când a luat cartea cele patru făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăuză și copile de au pline cu tămâie, care sunt rugăciunile Sfinților. Și cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic ești tu să iei cartea și să iei rupe cețile, căci ai fost unghiat, și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice noroc și de orice neam. Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Am uitat și împrejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de 10.000, de ori 10.000 și mii de mii. Și am auzit de unii cercetători în Biblie care spun, probabil că numărul îngerilor e de câteva zeci de miliarde. Că dacă mulțești ce scrie aici, 10.000, ori 10.000 și cu încă mii de mii să tot înmulțești, dai undeva de 10.000 la puterea nu știu câta, nici nu încerc să socotesc, au fost alții mai deștepți ca mine care au încercat și au zis, probabil că sunt câteva zeci de miliarde de îngeri. Ăștia sunt îngerii care au rămas fidel lui Dumnezeu și care Biblia spune că strigau, vrednic ești tu! S-au aruncat înaintea mielului, s-au închinat. Dar e o categorie de îngeri care nu mai sunt acolo în cer. Trăirea aceea pe care diavolul i-a încerat. Credeți că e obligat diavolul să-l urmeze? I-a corupt. I-a înșelat pentru că le-a impus așa, le-a povestit ce ar fi dacă ei ar lua altă decizie decât cel care stă pe tron, că e destul de mult și ar putea răsturna ordinea pe care a dat-o Dumnezeu. Și uite, mă alegeți pe mine, șef. Adică să fiu eu pe vârful norilor, la capătul adunării Dumnezeilor, în capătul urmează noaptei, să fiu eu în locul acel de alt. Există și astăzi în biserici ceea ce eu numesc democrația aceasta care a intrat în biserică. Alegem păstorul pe 4 ani, pe 6 ani, pe 8 ani, dar din când în când mai punem la vot să vedem dacă se mai califică. Dacă este unul care ne oferă mai mult, îl dăm jos și punem pe altul. Dumnezeu nu-i democrat. Dumnezeu e teocrat. El e sursa puterii, a energiei, a vieții și El nu se schimbă niciodată.
și în același fel trebuie să funcționeze biserica. Dumnezeu îi alege pe slujitor, Dumnezeu îi așează în slujbă, Dumnezeu îi pune în lucrare și numai Dumnezeu le poate retrage împuternicirea pe care le-o dat. Ei, dar vreau să vă spun că diavolul vine cu democrația și vă plec așa, merg la îngerești. Și le-a spus, veniți cu mine. Biblia spune că a corupt a treia parte din înger. Cum a reușit să-i corupă? Le-a promis ceva, nu zice Biblia ce, dar în tot cazul le-a promis că nu vor mai fi slugi obedienți al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, toate ființele pe care le-a creat, le-a creat cu liberul arbitru. Omul poate să aleagă. Și îngerii au putut să aleagă. Și diavolul a putut să aleagă. Cum spunea cineva, frate Vala, dar cum adică Dumnezeu nu a știut că satana va păcătui sau că vă lua corupă treime din înger? Ba da, o știut. De ce l-a mai făcut? De ce l-a mai făcut? De ce l-a lăsat să fie înființă? Pentru că, așa cum Domnul Hristos se numeră un principiu, dacă cineva vrea să-și construiască un turn, își face mai întâi bine să cotele, să vadă dacă are cu ce să-l sfârșească. Dumnezeu, Stăpânul Universului, și-a făcut să cotele. Biblia spune că a scris o carte înainte de întemeierea lumii. A făcut un plan, în sine însuși, înainte de întemeierea lumii. Și totuși prevăzând căderea diavolului, a îngerilor, aceea treime, poate câteva miliarde, a știut și a gândit că va ridica o clasă de sfinți care nu vor fi ca îngeri, care îi vor judeca pe îngeri, care se vor uni cu Fiul și nu vor sluji ca slugi pe Fiul, ci ca frați mai mici ai Fiului. Și vor fi acolo sus cu Dumnezeu în cer. Așa a zis Domnul Hristos. Mă duc să vă pregătesc un loc acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Și dacă eu am biruit să șed cu Tatăl meu pe scaunul lui de domnie, și voi care veți birui să ședea cu mine pe scaunul meu de domnie. Ce a vrut Dumnezeu cu asta? A vrut să reabiliteze cerul. Să amplaseze acea treime de îngeri căzuți. Să aducă din ființa umană oameni care să fie în stare să trăiască cu demnitate în cer. Vă pun o întrebare. Credeți că va băga în cer oameni care, la fel ca îngerii, vor putea să asculte și acolo de diavolul? Vor putea să plece urechea, vor avea inima împărțită? Vor dori și altceva decât ce vrea Dumnezeu? Vor dori și altceva decât ce vrea Domnul Iisus Hristos? Biserică din Laval Montreal, te îndemn în numele Domnului Iisus, lipește-te cu toată inima de Domnul Hristos. Poți să spui ca Pavel, nu mai trăiesc eu. Hristos trăiește în mine. Poți să spui ca femeia aceasta, tot ce am. Mi-ai dat o casă, mi-ai dat o mașină, mi-ai dat copii, mi-ai dat nevastă, mi-ai dat bunuri, toate sunt ale Doamne. Dacă la noapte mi le iei pe toate, important este eu să rămân cu tine. Și ne dorim aceasta, eu îmi doresc aceasta. Îmi doresc pentru mine, pentru soția mea, pentru fetele mele, pentru ginerii mei, pentru nepoții mei, 12. Într-o zi să ajungem acolo în Împărăția lui Dumnezeu. Dar ca să luăm locul acelor îngeri, să-i judecăm noi pe îngeri, au zis Pavel, nu știți că voi veți judeca pe îngeri. De ce să judece oamenii pe îngeri? Pentru că oamenii au fost în stare să rămână loiali și fideli lui Dumnezeu acolo unde îngerii au capotat, au căzut. N-au fost în stare și astăzi sunt demoni, sunt duhuri stricate, duhuri rele, duhuri care fac rău în lumea aceasta, încă urmează de diavolul. Sfârșitul lor se cunoaște, ei însă știu lucrul acesta, dar nu mai există întoarcere pentru ei. Pentru oameni Dumnezeu a dat posibilitatea pocăinței. A dat posibilitatea alegerii. Dar Biblia, în textul acesta de astăzi, probabil că frații vor mai spune de ceva, au hotărât Dumnezeu să ajungă în cer, nu acei care pun totul pe această carte, care pun totul pe Domnul Hristos, care se lipesc cu toată inima de Domnul Hristos, de Dumnezeu. Biblia spune că au fost oameni care au privegit îmbrăcați în piei de capre, care au fost lipsiți de toate, la care li s-au luat averile, li s-au luat moșiile, li s-au luat copiii, li s-au luat femeile, care au fost persecutați, uciși pentru credință, aruncați la carne sălbatice, dar au păstrat în inima lor dorul și credința și dorința să fie cu Domnul Iisus Hristos în cer. Și pentru aceasta au plătit totul. Suntem gata să facem și noi? Doamne, ajută-ne! Și Doamne, vorbește în continuare bisericii tale. Amin.